Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la Dialog. Sunt Bianca Ionescu și mă bucur din toată inima că și în această seară ați ales să ne priviți. Sunt foarte fericită, bineînțeles, întotdeauna avem motive să fim fericiți la Dialog, dar în seara aceasta avem o emisiune deosebită, de aceea dacă acum ați intrat în casă și v-ați conectat la internet, vă rog să urmăriți în cele ce urmează emisiunea noastră, pentru că avem pregătită pentru voi o mare surpriză. Barney, bună seara și bine ai venit! Bună seara, Bianca, bună seara tuturor celor care deja ne privesc. Ce faci, cum ești? Foarte bine. Cum ți-a fost săptămâna, pentru că ne apropiem deja de finalul ei? Săptămâna a fost. Mă bucur că pot să vorbesc la trecut de săptămână. Și uite că de obicei când ajungem joi seara, oamenii și noi doi ne gândim deja la weekend. Bineînțeles. Și la relaxare. De aceea îi rog pe cei care ne privesc să se așeze confortabil undeva și relaxat să privească această emisiune. Și să invite și pe alții să se uite. Bineînțeles. Barney, vreau să te întreb, tu folosești contul de Instagram sau ai un cont de Instagram? Am cont de Instagram și îl folosesc, dar trebuie să fac o mărturisire publică, și anume că nu îl folosesc atât de mult cum îl folosești tu. Cred că foarte multe persoane știu asta, pentru că eu sunt înnebunită după Insta Story-uri și alte minuni, dar și tu ești pe cale să devii pasionat ca mine. Barney, știi că foarte multă lume folosește Instagram-ul fără o acțiune bine definită sau degeaba. Alții, în schimb, îl folosesc pentru a inspira pe ceilalți. În seara aceasta este vorba de o sursă de inspirație, o sursă de viață și de tinerețe. Vreau să-ți arăt niște fotografii și după aia să le comentăm împreună. Știi despre cine este vorba, așa? Hai să mergem mai departe. Da, știu despre cine este vorba. Este invitata noastră din această seară, Denise Iacobescu. Și mă bucur foarte mult că a acceptat invitația noastră și abia aștept să petrecem timp de calitate împreună cu ea. Cu siguranță va fi. După cum vezi, este foarte frumoasă, izbitor de frumoasă, dar mai mult decât frumusețea exterioară, eu am văzut o frumusețe interioară demnă de arăta celorlalți și demnă de a fi povestită la Dialog. Așa că, dragi prieteni, rămâneți alături de noi, pentru că în scurt timp o vom avea în platou. Bună, sunt Denise Iacobescu și astăzi voi vorbi la Dialog cu Bianca și Barney despre viață, spiritualitate și Forever Young. Cum o să decurgă, vom vedea. Bine ați revenit, dragii noștri. Alături de noi este Denise Iacobescu. Bine ai venit, Denise. Mulțumesc pentru invitație, Barney, Bianca. Cu mare drag. Sunt un pic emoționată pentru că este pentru prima oară pentru mine într-un platou de televiziune online. Ne bucurăm că suntem noi primiți și suntem chiar privilegiați să te avem aici. Cum mai ești? Cum te simți? Ce să zic? Sunt bine tot timpul cu activitate. Asta mă ține pe mine în formă. Nu pot să stau locului un minut. Sunt ok. Am planuri noi pentru 2018 cu nepoții, cu sala. Deci ești foarte activă. Activă, trebuie să fii activă. Asta este un lucru foarte important, în general, pentru că o să vorbim despre Forever Young. Denise, să știi că eu te-am descoperit pe Instagram, cum am spus și la început, pentru că acolo îmi petrec foarte multe ore din zi. Și la începutul emisiunii am spus publicului nostru că foarte multă lume stă mai degeaba, își postează pantofi, își postează călătoriile. Foarte puține persoane reușesc să inspire prin această modalitate și tu ești chiar una dintre ele. Îmi place foarte mult ceea ce spui de fiecare dată și tocmai acest lucru ne-a determinat să te dorim așa de mult aici. Vreau să te întreb, ce te-a făcut să-ți faci cont de Instagram? Inițial am vrut să scriu o carte, pentru că tot timpul am fost întrebată ce fac, cum fac, care este stilul meu de viață. Și mi-a fost foarte greu să stau să-i explic fiecăruia în parte. Deci am zis, voi scrie o carte, dar am realizat că nu sunt cu scrisul, sunt o vorbăreață. Și am zis, hai să fac un blog. Persoana care mi-a făcut blogul mi-a spus, trebuie să ai un cont de Facebook și un Instagram. Nu prea eram de acord, pentru că
dacă îți vine să crezi sau nu, nu prea îmi place să-mi expun viața și, în general, ce am mâncat astăzi, unde am fost, ce am făcut. Și l-am întrebat, este chiar necesar? Și a zis, da, ca să te faci cunoscută, să-ți publici ceea ce faci tu, trebuie să-ți faci un cont două de socializare. Și atunci așa am ajuns la Instagram. Că am schimbat de la blog la vlog, asta e partea a doua, pentru că mi s-a spus că sunt foarte animată, captez atenția și n-are rost să fac blog, trebuie să fac vlog. Dar până una alta am acces pe Instagram și folosesc Instastory. Foarte frumos. Barney, tu ai privit câteva? Am privit și eu câteva și întrebarea mea este de ce Instastory și nu YouTube? O să fie și YouTube. Am două, până acum două mici seriale, cum s-ar spune, eu le zic seriale. Pentru că nu prea mă pricep la editat. Ok. Dar cât de curând o să fie și pe YouTube. Am destul material, dar da, nu le-am cu editatul. Învăț. Se rezolvă și asta. Omul, până cât trăiește, învață, da? Nu sunt genul care să-mi pun limite. De ce hashtag-ul Forever Young? De ce? Bună întrebare. Pentru că, să zic, acum 10 ani, 10-15 ani, tot îmi spuneam singură, măi, eu m-am oprit la 29, dar nu realizam pe atunci. Credeam că e ceva așa, mă rog, în imaginația mea, dar mi-am dat seama că în fiecare an rămân la fel. 29 și zic, măi, să știi că eu sunt un suflet tânăr. Eu am un suflet tânăr. Știi cum spune americanul? Young soul. Uh-huh. Și de aici mi-a venit și inspirația de a pune Forever Young, pentru că sunt Forever Young. Da, nu vorbim despre tinerețea exterioară, cu riduri, cu asta, că toți mai devreme sau despre mai târziu... Despre ce vorbești? Că nu le văd. Sunt acolo. Da, deci ridurile și legea gravitației nu ne ocolesc, mai devreme sau mai târziu toți ajungem acolo. Vorbim despre spiritul care... Din noi. Și la mine este... tânăr. Și va fi tânăr forever. Știu că nu este frumos din partea mea, dar vreau să îmi spui câți ani ai, dacă dorești. Dar nu are importanță, sunt mândră de vârsta mea. 50 și merg pe 51. Mulți înainte. Da. Mulțumesc. Oricum, la fel. Pari mult mai tânără. Mulțumesc. Important e să fiu sănătoasă. Așa este. Cred că toți cei care află vârsta ta au aceeași reacție. Dacă vrei să mă contrazici, dar nu cred că poți. Da. Deocamdată, da, încă îi mai păcălesc. O să vedem. Și acum 10 ani mi se dădea cu 10 ani mai puțin. La fel și acum mi se dă cu 10 ani mai puțin. O să vedem. 10 ani de acum încolo. Dar nu are importanță. Chiar dacă o să mi se dea vârsta, important e să fiu eu fericită. Să fie eu împăcată cu mine. Așa este. Hai să aflăm mai multe despre Denis, să vedem unde s-a născut, unde a copilărit și unde a trăit mare parte a vieții sale. Păi, de născut m-am născut în București, am copilărit în București, la bloc. Nu, din păcate, nu am pe nimeni, să zic așa, la țară, cum au alți amicii mei și spun, vacanțele mi le făceam la bunici, la țară. Nu. Până la vârsta de 23-24 am locuit în București, după care am călătorit o perioadă, vreo 4 ani, Anglia, Elveția, Norvegia, Germania, după care am plecat în Statele Unite. Și m-am întors acum 6-7 ani. Unde ai locuit în Statele Unite? A fost prima oară în Utah, am locuit în Provo, după care în Las Vegas. Wow, super. Da, chiar că e un wow, ceva diferit. Care a fost reacția ta atunci când te-ai întors în țară? S-au făcut schimbări, nu pot să zic că nu. Oamenii s-au schimbat din punct de vedere cât de cât al mentalității. Sunt mai open-minded decât acum 25 de ani și asta îmi place. Sunt lucruri bune, sunt lucruri care au rămas la fel, din păcate, dar sper.
sper să... Sperăm toți la mai bine și la mai bine. Toți, da. Da. Te mai întoarce în America? Da, cu siguranță. De fiecare dată am spus-o hotărât. Da, da. M-am integrat foarte bine acolo și mentalitatea lor se potrivește, adică a mea cu a lor, foarte bine. Nu că nu ar avea și ei, că orice pădure fără uscături nu există, dar da, mi-a plăcut foarte mult și m-aș întoarce și dacă n-aș fi avut familia aici, aș fi fost încă acolo. Denise, vreau acum să vorbim despre reperele care te-au ghidat în cursul vieții tale. Care au fost cele mai importante repere pentru tine? Repere. În general, ce să zic, mie mi-a plăcut să am... Pentru mine familia este foarte importantă. Și acum este, dar cât am avut-o pe Antonia mea mică, m-am focusat pe ea, să fim fericiți, să crească cât se poate de sănătos, atât spiritual cât și mental. Și apropo de spiritualitate, pentru mine, ce să zic, credința în Dumnezeu a fost foarte, foarte importantă. Și încă este. Asta mă conduce pe mine. Este cumva lumina pe calea ta, pe calea vieții tale? Da, este speranța mea. În viața pe care am avut-o și încă o am, mulțumesc lui Dumnezeu, dacă nu aș fi avut credință în El, pentru că am avut multe încercări, ca toți, de altfel, poate că m-aș fi pierdut într-un fel sau altul, dar când îl ai pe Dumnezeu, ai speranța în suflet. Cred că foarte mulți dintre noi am avut experiențe neplăcute și la un moment dat Dumnezeu a fost cel care ne-a arătat calea pe care trebuie să mergem și cumva am găsit așa o speranță în El. Mai există și varianta, mă scuz că te-am întrerupt, în care cu siguranță toți cei care ne privesc și toți oamenii de pe pământ, de pe planeta aceasta, au întâmpinat câte o problemă neplăcută. Uh-huh. Doar că nu toți au numit supranaturalul Dumnezeu. Da. Dacă vrei să te referi la faptul că unii, mă rog, unii cred în univers, alții cred în... Energie. Și eu cred în asta pentru că cred că suntem un pachet de energie. Suntem formați așa din mici atomii. Cum s-ar zice, da. Nu mă deranjează. Important e că crezi în ceva și acel ceva te face să fii mai bun și te face să ai speranță zilei de mâine. Așa este. Știți că cu timpul fiecare dintre noi moștenim sau inventăm sau citim un moto care ne inspiră și îl luăm cu noi în bagajul nostru a vieții toți anii care îi trăim pe acest pământ. Vreau să vă întreb pe amândoi și o să spun și eu, care este motoul care vă ajută în viață, care vă ghidează? Păi, unul din ele este dacă ce ți este dat ție este pus deoparte, dacă e să fie, va fi. Dacă nu... Și asta am învățat-o și am înțeles-o și am început să cred în ea din ce în ce mai mult odată cu vârsta, pentru că viața mi-a dovedit că este adevărat. Dacă e să fie, va fi acolo. În al doilea rând, calitatea, nu cantitatea, pentru mine este foarte important. Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți duce. Și ultimul, nu pot schimba oamenii, adică că toată viața am visat să schimb lumea. Cu toți cred că am avut visul acesta. Da. Și poate de-aia am și, dacă pot să spun, auto-intitulez influencer, pentru că vreau să influențez pe cei din jurul meu în bine. Și se spune așa că nu poți schimba lumea, dar poți alege pe cei care te înconjoară, cu cine să te înconjoară, în alte cuvinte. Tu, Barney?
Eu am învățat în ultimii ani câteva lucruri și de aici mi-am format motorile pentru viață. Poate nu sunt neapărat spirituale, însă ele spun așa, fii responsabil pentru propria ta viață. Sunt foarte mulți astea care nu sunt responsabili de propria lor viață și dau vina pe N factori. Și toată lumea este de vină, doar ei nu sunt de vină. Prietene, ai o viață, fii responsabil de viața pe care o ai. Și doi la mână este o frază pe care am citit-o de la Bill Gates și spune așa, dacă te-ai născut sărac, no problem. Dar dacă mori sărac, e problema. E o problemă. Ta. Da. Atunci mă întorc la aceeași chestie, să fii responsabil de viața ta. Faptul că te-ai născut într-un mediu, într-un anumit context social, nu e nicio problemă. Însă dacă tu nu te autodepășești și nu depășești zona aceea, înseamnă că e o problemă. Sunt de acord cu tine pentru că știi cum e, 10% este ceea ce ți se întâmplă, 90% este cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Total de acord și eu. Și în general știi cum dăm vina pe viață, viața asta mi-a oferit aia și viața asta mi-a făcut. Din nou spun așa, 75-80% e tot ce ți se întâmplă în viață este datorită deciziilor pe care tu le iei. Nu zic așa este, așa simt eu, așa cred eu. Și 20, partea care nu o poți controla. E normal. Dar de cele mai multe ori sunt repercursiunile. Viața este formată din repercursiunile la ceea ce am ales noi să facem. Chiar vorbeam într-o emisiune precedentă la Dialog că sunt oameni care fac pe eterne victimele și toată viața lor o petrec uitându-se și neacționând. Și atunci ani trec și tu nu ai concretizat nimic. Da, cam toți avem tendința să ne plângem un pic, mai mult sau mai puțin. Nu spun că sunt perfectă. Aș putea spune că viața mea este un continuu under construction. Da? Pentru că vreau să fie mai bine și mai bine de la an la an. Dar trebuie să te autoeduci. În primul rând, ca să poți face asta, trebuie să conștientizezi ceea ce este greșit, ceea ce nu funcționează ok, ca să poți să repari. N-ai cum să repari dacă nu ești conștient. Și atunci trebuie să gândim un pic mai pozitiv, să nu ne mai văităm atât, pentru că eu una zic că nu-ți ajută la nimic. Nu. Și totuși observi în societatea asta românească, dacă te uiți în media și o spui cu tot respectul, faptul că românii sunt văicăroși, în principiu. Da. Se vaită de orice și dacă cumva lucrurile nu merg bine și nu au pe cine să dea vina vecin, rude, pe stat. Statul e de vină. Da. Dar cred că pentru viața ta tu ești responsabil și tu ești de vină dacă nu se întâmplă niște lucruri. Corect! Corect! Ai dreptate! Nu vreau să intru foarte mult în religie și politică pentru că s-au făcut războaie pe toate astea două, da? Dar și eu aud în jurul meu tot timpul că, mă rog, nu vreau să zic statul, guvernul e de vină, na. Ok, mă rog, ei cu vina lor, partea lor, că nu, ți-am zis, nu-mi place politica și nu-mi place să mă bag. Dar mă uit așa în jurul meu în fiecare zi, având în vedere că merg pe jos foarte mult, am mai mult timp să văd ce se întâmplă în jurul meu, să analizez, să studiez. Și am vrut să zic, măi, până la guvernul ăsta și până la stat, este vorba de noi, cum suntem noi de zi cu zi, cum interacționăm unul cu altul, cum reacționăm la anumite situații, da? Și ar trebui să ne schimbăm un pic mentalitatea, știi? Să fim mai... Da. Știi cum spunea cineva, fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi, da, în lume. Pleacă exact, de la tine. Exact. Că, și de la mine. Da, nu cei de sus ne vor schimba atitudinea. Noi trebuie să o schimbăm, unul față de celălalt. Bianca, însă tu nu ne-ai spus motoul tău. Motoul meu este în italiană, dar o să mi-l traduc. Nu sună atât de bine în română, dar este vivi e lascia vivere, adică trăiește și lasă și pe cei din jurul tău să trăiască. Să nu ne băgăm nasul în treburile altora, să nu judecăm fără să cunoaștem. Și chiar și atunci când cunoaștem, nu avem dreptul să judecăm pentru că Dumnezeu Corect. Judecă. Corect. Da. Frumos. Și m-a ajutat în viață motoul acesta și chiar l-am și postat. Lucrez și eu la subiectul ăsta pentru că dacă vrei să crești și mai ales dacă vrei să crești spiritual, trebuie să
să-ți corectezi cum ar veni greșelile. Și una din aceste greșeli la mine e judecatul. Să nu mai judec pentru că nu sunt perfectă și atunci, plus de asta, consum energia care aș putea să o consum pentru mine, pentru binele meu, în ceva mai constructiv. Mi-o consum stând să judec pe altul și să-l analizez. Asta înseamnă că nu ai o viață, nu ai o preocupare dacă ai timp de așa ceva. Corect. Având în vedere că ai trăit mult timp în America, vreau și sunt curioasă să aflu cum sunt percepute femeile și bărbații de la o anumită vârstă față de cum sunt percepuți ei în România. Ai văzut niște diferențe de mentalitate? Da, în primul rând, americanul spune așa. Hai să zic 50s, că eu sunt am 50, vârsta de 50. 50s are 40s, deci 50, în ziua de azi, sunt 40. Sunt 40, 40, 30 și tot așa. Eu mereu glumesc și zic că ce înseamnă la mine în vârstă? Tot ce e cu 20 de ani mai în vârstă decât mine. Și când voi avea 80, o să spun, ce înseamnă în vârstă? Tot ce e cu 20 de ani mai în vârstă decât mine. Știi? Repet, nu înseamnă că ei sunt perfecți acolo, da? Că omul e om, oriunde ar fi, da? Da. Dar nu sunt atât de dramatici și de prăpăstioși și nu vorbesc atât de mult de lucrurile negative tot timpul. Mă doar acolo, mă doar încolo, pesimist. Cosmic. Ce mâine... cum îmi spun mie, le-am zis, vreau să mă înscriu la facultate, vreau să fac psihologie. Ce mai faci la vârsta ta acum? Adică, cum? La vârsta mea, ce vârstă am? Sunt cu un picior în groapă sau cum? 50? Pentru mine este a doua tinerețe. De acum încolo poți să faci mai multe. Poți face... Tot ce strece prin cap. Tot ce strece prin cap, da. Vor să călătorească, vor să poartă culori vesele, nu neapărat aprinse, dar știi că și aici se spune, dar ce mai porți roz, porți roșu la vârsta ta? Trebuie să porți negru! Atâta timp cât te prinde și nu ești ridicol, Dumnezeu ne-a dat culorile ca să ne bucurăm de ele, nu să facem... O regulă din ele. Roșul poți aici și albastru poți la vârsta asta și negru. Nu, da, port și eu foarte mult negru, dar în același timp pentru că este colorile. Elegant. Da, este elegant, merge la orice... Poți să o sortezi. Cu orice, da, exact. Dimineață, seara, la prânz, n-are importanță, dar da, mi-a prins bine că am trăit acolo pentru că mi-am schimbat foarte mult mentalitatea. Se poate, da, se poate la orice vârstă. Și m-am săturat eu de mine să mă plâng. Mă doare spatele, trebuie să-mi iau nu știu ce medicamente, nu știu ce am ce să gătesc mâine. Nu mai îmi plac subiectele astea. Vreau să vorbesc despre altceva. Ce carte am citit, la ce expoziție am mai fost, ce film am văzut, ce piesă de teatru. Vreau alte subiecte. M-am săturat de subiectele astea standard. Ce mă doare, ce am gătit... Monotonia, da, practic. Da. Pe Insta Story-uri am văzut că uneori abordez și chestii motivaționale. Vrei să-i ajuți pe ceilalți să iasă din impasul ăsta? Cam asta. Asta este și tematica Instagram-ului meu. Mă bucur că ai spus lucrul ăsta, pentru că aseară chiar am avut un comentariu de la o persoană, de la o fată, da, era destul de tinerică, și a zis, zice, ai o obsesie cu aging-ul, cu vârsta, pentru că pun tot felul de citate despre vârstă. Da, expre, pentru că vreau să încurajez pe cei tineri că vârsta este doar un număr și să se bucure cât din plin de viață și să nu-i lase acel număr să-i împiedice să-i din domineze afaceri. Viața. Da, 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 da. Nu lăsa mintea să-ți, cum se spune, bully. To bully, to... Nu-mi scapă termenul. Ai văzut copiii aia la școală care sunt mai răutăcioși cu cei care sunt mai timizi? Da. Știi? Da, deci nu lăsa mintea să-ți conducă sufletul tot timpul. Să-ți necăjească sufletul. Da, 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 da. Este doar un număr și, da, vorbesc despre vârstă și voi vorbi. Vreau să-i motivez să îmbătrânească frumos, să avanseze în vârstă frumos.
pentru că punctul meu au fost, targetul meu, persoanele de vârsta mea, atât femei cât și bărbați, 45-50 și mai mult, să-i încurajez că au destul de acum încolo, pot face ce n-au putut face când erau ei tinerei, dar uite că marea majoritate a celor care mă urmăresc, de fapt, sunt de la 15-16 până la 40 și sunt doar câteva persoane de vârsta mea. Chiar asta voiam să te întreb acum. Cum reacționează cei care îți privesc lucrurile? Îți lasă comentarii? Îți scriu în privat? Da. Îmi lasă și comentarii și îmi scriu foarte mulți în privat. Nu-mi pare rău că mă voi înscrie la psihologie în această vară. O să te ajute, cu siguranță. Crede-mă, uite, din păcate, chiar aseară am primit un mesaj de la una din fetele care mă urmăresc și mi-a spus, scuză-mă, era aproape 11 noaptea, scuză-mă că te deranjez, dar simt nevoia să te întreb, am o prietenă care a aflat că s-ar putea să aibă cancer, cum să abordez acest subiect și cum să o încurajez. Am tineri, atât ele cât și ei care îmi scriu, m-am certat cu prietenul meu, m-am certat cu prietena mea, ce să fac în cazul ăsta, cum să fac. Mame care au 1, 2, 3 copii și s-au mai îngrășat și mă întreabă cum să fac, ce să mănânc. Deci toate subiectele despre ten, despre absolut tot. Și bineînțeles că mie îmi crește sufletul și mă bucur că își face efectul Instagram-ul, pentru că asta este scopul meu, nu să pozez, să-mi pun acolo o poze. Fiecare are subiectul lui, are motivul lui pentru care și-a făcut Instagram. Motivul meu este să încurajez, să influențez, să inspir, să motivez pe cei din jurul meu. Și mă surprinde faptul că din aproape 23.000 de urmăritori, cred că de când mi-am deschis eu acest cont de Instagram din mai, cred că am avut vreo 4-5 comentarii negative. Doar atât. În rest, toate pozitive. Deci nu ai hateri? Nu, nu. Mă mir, da. Vezi, Barney, tocmai ce vorbeam noi, unii se plâng că nu aduce nimic bun internetul, rețelele de socializare, dar uite un exemplu de... Da, da, sunt nemaipomeniți cei care mă urmăresc, da. Sunt chiar super și mi-am făcut prieteni. Foarte multe fete tinere care mă admiră și câteva de vârsta mea, da. Eu cred că cei care spun că rețelele de socializare nu sunt bune pentru nimic și nu folosesc la nimic... Depinde. Nu prea știu să le folosească. Da. Pentru că în momentul când știi să-l folosești, în ce scop și ai ceva în minte și vrei să-l folosești în direcția respectivă sau ai motivația respectivă poți și o folosești. Poți să-l fructifici într-un mod bun. Sigur, sigur. Chiar aș vrea să, asta e unul din proiectele mele, în primăvară să fac așa o mică întrunire care se va intitula Să ne cunoaștem mai bine și să-mi invit cei care pot veni. Cei care mă urmăresc. Ce s-a întâmplat vreodată să te întâlnești cu cineva care te-a căutat pe Instagram? Da, chiar e funny că m-ai întrebat, pentru că acum câteva zile eram în drum spre dentist, era foarte frumos afară, eram la ATN, făceam niște instastoriuri, bineînțeles, și pe treptea acolo la Ateneu Român, o fată zice, nu vă supărați, puteți să-mi faceți și mie o poză? Și zic, da, sigur, m-am întors, mi-am dat ochelari de soare jos și zice, sunteți mama lui Antonia! Zice, eu vă urmăresc tot timpul și mă inspirați atât de mult și îți dai seama că mă simțeam bine, știi? Și a fost plăcut să te cunoști așa, față în față, să conversezi, sigur. Foarte frumos. Și acum, din toate acestea, care este secretul tinereții? Secretul tinereții, păi, este o combinație. Eu zic mind, body and soul, da? Felul cum gândești, sufletul, partea spirituală și, bineînțeles, cum ai grijă de corpul tău exterior și interior. Cum... dieta pe care o ai, pentru că da, este foarte, foarte important stilul tău de viață. Nu este doar o, cum să zic, la mod acum cu dietele. Chiar este foarte important cum te hrănești.
Am întrebat asta pentru că, și îmi place răspunsul, răspunsul este complex, pentru că cunosc tineri care s-au pus de câteva zile să asculte motivaționale. Uh-huh. Și doar pe motivaționale. Însă de restul lucrurilor nu mai au grijă. Dietă, să ieși afară, să mergi, să socializezi fizic uh-huh. cu uh-huh. alții. Uh-huh. Dacă stai doar în casă și asculți motivaționale, n-ai cum să te dezvolți. Nu. Sau să faci doar activități fizice și pe partea spirituală să nu te îngrijești deloc. Merg mână-mână, este un echilibru, că așa am și eu destule fete, doamne, care îmi scriu cu ce cremă îți dai, cum faci, ce faci, a, știu că e genetic, bun, este genetic, știi cum e, Dumnezeu îți dă, dar trebuie să ai și grijă de ce ți-a dat. Nu spune întreastă. Ce anume? Nu-ți pune în pungă. Da, da, bineînțeles, trebuie să ai grijă și eu am început să am grijă de mine, de exemplu, că suntem la acest capitol 10, de când intri la pubertate, știi? Cam, uh-huh. cam atunci trebuie să... Da, și timp și să zâmbești, să zâmbești. Este foarte important. Acum nu vreau să fiu un subiect siropos, dar trebuie să zâmbești. Țin minte că aveam o doamnă, când lucram eu în cosmetice, asta în state, și a cumpărat... O cremă de față pentru riduri și vine la mine după o săptămână și spune că ea vrea să o dea înapoi pentru că nu-și face efectul, nu vede nicio schimbare, știi? I-a zis, în primul rând, n-ai cum să vezi după o săptămână, e ca la sală, trebuie să continui să folosești și, în al doilea rând, zâmbește. Nu mai stai așa de încruntată și să vezi că ridurile de aici o să dispară. Foarte bună asta! Foarte mulți români au obiceiul să stea încruntat pe stradă, la așa muncă, e, bravo, bravo, bravo. Am observat foarte mult treaba asta. Dar partea șocantă este că vezi adulți încruntați, pentru că zici, mă, oamenii au probleme, vezi tineri. Da, da. Și, chiar copii. Și atunci motoul Forever Young dispare, vezi tineri bătrâni. Asta e șocantă. Mai sunt și așa, din păcate, mai sunt, vezi copii, le zic copii că, na, sunt de vârsta copilului meu, care par îmbătrâniți, nu numai de lifestyle-ul care l-au, dar și de atitudinea lor, mă rog, mentală, spirituală, uh-huh. știi? Îi împovărează, îi trage. Țin minte că eu încă eram în state când fiica mea i-a venit prima în România și mi-a dat telefon și zic, ce părere ai despre România? Ce, mami, e frumos, îmi place, e interesant, încă descoper, dar ce se întâmplă? Că toată lumea, toți sunt aici așa, sunt încrutați, sunt... știu că mi se dă mereu explicația, da, dar viața de aici e grea și știu, viața este grea oriunde și Corect. Că te duci în America, nu te așteaptă nimeni, nu-ți întinde covorul roșu și nu găsești banii în, care cresc în pom și acolo e stres și acolo na, există boală, greutăți, este cum te duci tu să privești situațiile care le ai în viață. Tu alegi să zâmbești și să mergi mai departe, nu-ți spune nimeni să te minți. Totul e bine, totul e ok. Nu, dar încearcă să te relaxezi și să înțelegi că dacă te îngrijorezi și ești tensionat și așa, nu ai să schimbi situația în bine, da? Trebuie să-ți păstrezi energia aia pentru a merge mai departe, pentru a rezolva acea situație. Într-un cuvânt, keep smiling, keep shining. Mă bucur foarte mult că cei care te urmăresc sunt tineri, pentru că prin tine ei se pot educa. Poate nu primesc de la părinți, de la familie, poate trec prin greutăți, poate familia n-are timp de ei și prin Instagram pot să descopere. Și plus de asta este mai ușor să vorbești cu uneori cu altcineva decât cu părinții tăi, nu? Pentru că îți dă senzația că ei te judecă, că ei nu te înțeleg. Știu, am avut și eu... fiica mea care a fost adolescentă și același lucru pe care îl spunea prietena, îi spuneam eu sau mama prietenei îi spunea, venea la mine și îmi spunea, îmi zicea, mami, știi că mi-a zis aia? Și doar ți-am spus și eu același lucru. Care-i diferența? Dar suna altfel. Din exterior. Da, exact. Denis, vreau să abordăm acum un subiect mai delicat. Pentru că mai avem puține minute, ce părere ai despre tinerii sau adulții care trec printr-o despărțire și ajung în depresie? Cum crezi că ar putea să treacă prin această depresie? Da, vorbim de despărțire aici, da? Acum depinde din ce motiv s-a făcut despărțirea. În general, știu că am fost și eu întrebată de cineva
fostul meu zice, dacă te-aș înșela vreodată, ai suferi, ai fi supărată. Și zic, poate pentru moment aș fi dezamăgită, că mi-am pierdut toți anii ăștia și am pus 100% în relația noastră tot ce am putut, ce am avut eu mai bine, dar în același timp ți-aș mulțumi că mi-a arătat cine ești și n-aș mai, mi-aș mai pierde încă nu știu câți ani din viața mea. Trebuie să înțeleagă, știu, este greu, intervine obișnuința. Și nu de obișnuință avem nevoie de cineva care știm că este acolo, lăsăm acolo, când ne întoarcem acasă, e tot acolo, precum mobila. Avem nevoie de cineva care să facă echipă cu noi, să fie jumătatea ta și dacă nu este, să nu-și piardă speranța, pentru că îți poți face o relație, din nou, pentru că vorbim de despărțire, și la 50 și la 60. Eu am cunoscut oameni care la 80 de ani și-au găsit jumătatea lor. Da. Deci să nu dispere, viața e frumoasă și toate la timpul lor. Cum am zis, ce al tău e pus deoparte. Pe mine mă șochează faptul că observ așa oameni și cupluri, oameni frustrați, care au trăit 20 de ani într-o relație și n-au puterea să-și asume riscul de a rupe ceva care le face rău. Ce bine că ai abordat acest subiect. Bravo. Ori le este frică. Cam stat de vorba, am multe prietene care se plâng, vin și îmi spun, ți-am zis că trebuie să fac psihologie, că am zis, măi, măcar să fac și un ban din asta, dacă stau și tot ascult și dau sfaturi. Și se plâng și sunt, au o viață foarte nefericită și zic, de ce? Nu încurajez despărțirea, nu încurajez divorțul, dar dacă ai ajuns la un punct în care viața ta este atât de mizerabilă, corect, mai bine, știi cum e, decât să fii, să ai o viață miserable, da, în doi, mai bine într-unul. Frumos, omenește, lucrurile nu mai merg, au mers, mă rog, până aici. Hai să ne vedem fiecare de drumul nostru, să dăm mâna și mai bine rămânem amici decât să rămânem toată viața împreună și să și ne să dăm dușmani, să ne dăm în capul unul celuilalt și să zic, aolea, iar trebuie să mă duc acasă, să... Da, în momentul când deja ajungi în situația în care ajungi la cuvintele, iar mă duc acasă, iar îl văd, iar o aud cum îmi spune sau iar o aud cum îmi spune, iar o să facă mâncarea respectivă. Prietene, du-te pe alt drum. Înseamnă că nu ești pe drumul cel bun. Serios, eu am fost căsătorită 17 ani. La început nici nu exista cuvântul divorț în vocabularul meu. Din păcate, viața este cum este. Nimeni nu știe cum va fi în 15-20 de ani. Dar după 17 ani ne-am despărțit. Pentru că am simțit că, na, după 20 de ani creștem, evoluăm și mental și spiritual și dacă nu ești la același nivel cu cel de lângă tine, evident că intervine, mă rog, neînțelegerea. Da. Da? Și atunci trebuie să fii matur și să zici, până aici a fost. Pentru că, din nou, cred că oamenii vin în viața noastră pentru un minut, o săptămână, o zi, un an sau o viață. Și pentru mine, fostul meu soț a fost pentru acești 17 ani. Un capitol din viața ta, practic. Da. Da. Mai greu este pentru cei care au copii și spun că nu divorțează pentru binele copilului și pentru a nu-i strica bunăstarea în familie. Da. Mă bucur că ai abordat și acest subiect pentru că, încă o dată, nu încurajez divorțul, despărțirea sau cum nici vreți noi să spuneți, așa, dar dacă ajungi la acel punct în care încep să, mă rog, să fii violent și abuziv verbal, chiar fizic, nu cred că este sănătos pentru un copil să-și vadă părinții în situația asta. Mai bine liniște în casă, pace, cu un singur părinte și cu condiția ca celălalt părinte care a plecat să continue să fie în viața lui, pentru că fiecare are scopul lui în viața copilului, da?
Nu e mama importantă sau nu e tatăl mai important? Nu. Copilul trebuie să aibă pe amândoi. Deci atâta timp cât este prezent în viața copilului, în anumite situații este mai bine așa, cu un singur părinte, decât de ochii lumii sau ca copilul să aibă și mamă și tată, să fie amândoi și în casă să fie o atmosferă... Un haos total. Sau vorba, asta mi-e crucea, o duc până la capăt. Pe mine... Da, crucea ne mai facem și noi, cum să spunem. Bineînțeles. Tu ce faci? Eu nici nu... Îi mai ascult pe creștinii care zic sau fac declarații așa ușoare. Asta mi-e crucea. Prietene, nu cred că asta ți-e crucea. Nu mai vorbi prostii. Asta, ți-ai făcut-o cu mâna ta, ți-ai ales și dacă observați că nu merge, repetăm același lucru, nu încurajăm despărțirea în familie, însă dacă vezi că lucrurile nu merg bine și nu numai în familie. În general. În general, la locul de muncă. Nu, domnule, că poate nu găsești ceva mai bun, nu mă mut de aici, că poate nu găsești, poate o să găsești, cu siguranță va fi, nu astăzi, va fi mâine, poi mâine, pe să stăm cu mână. Ai un pic de răbdare. Noi nu avem răbdare. Bravo! Din nou, mă bucur că ai abordat acest subiect, pentru că de aici dai în depresie. Putem vorbi despre? Cum sau? Să nu? În puținele minute care le mai avem? Când eram copil, foarte rar, adică niciodată nu am auzit în anii 70, mă rog, 80, cel puțin la noi în România, despre depresie. Da. Pe atunci viața te învăța să ai răbdare. Nu-ți permiți, trebuie să aștepți. Toate la timpul lor, da? Pentru că mulți, până și eu, că din nou am zis, nu sunt perfectă, vrem totul acum sau poate nu ne este dat să avem, intrăm în depresie. Nu. Haideți să o numim un pic dezamăgire, un pic sunt tristă, nu-mi place, pentru că cuvintele au putere asupra noastră. Foarte și trebuie să fim atenți la ceea ce spunem, ce verbalizăm, pentru că se întoarce asupra noastră. Și atunci refuz să spun că sunt în depresie, sunt, cu toate că am mai avut și motive pentru asta, că intri la menopauză, schimbări hormonale și am zis sunt un pic tristă, nu mă simt ok. Dar eu zic că unul din aceste motive, așteptările foarte mari de la viață, vrem totul acum și un alt capitol ar fi ceea ce mâncăm, pentru că sunt anumite lucruri, anumite ingrediente în tot în alimente. În alimente care îți dau un un imbalance, cum se zice, chimical, de exemplu, zahărul, cum ar fi, joacă un rol foarte mare asupra creierului nostru. Deci e bine de știut să avem grijă, să nu creăm un loc benefic pentru instaurarea depresiei. Da. Să înțeleg că până acum, din toată discuția, putem să ajungem la un numitor comun, la un singur cuvânt, și anume că secretul tinereții și a tot ce înseamnă forever young înseamnă să ai un echilibru în viață. Da, exact, absolut tot. Asta te ține. Când nu ești echilibrat dintr-un anumit punct de vedere, rotițele alea nu mai funcționează cum trebuie, știi? Se oprește undeva. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Îți mulțumim, Denis, pentru că ai acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. O să mai avem ocazia să vorbim mai multe data viitoare. Cu drag. Dar îi lăsăm pe dragii noștri telespectatori să mai aștepte, pentru că am vorbit și despre răbdare. Până data următoare, vă dorim toate cele bune, să aveți o noapte bună. La revedere!